Bună, dragilor, sunt Aurora. Bine ați revenit la povestea de vineri. Stați așa, nu vreau să vă zic bine ați revenit la povestea de vineri. Vreau să vă zic, pentru că suntem în campanie electorală, votați povestea de vineri. Deci dacă sunteți în situația cetățeanului turmentat și nu știți cu cine să votați, votați povestea de vineri. Și ca să vă conving, n-am cum să vă dau mici, dar vă pun muzică populară, pentru că așa am învățat că se fac campaniile electorale de la partide de o anumită factură, de o anumită speță, cred că ar trebui să spun. În fine, începem cu muzică populară, cu Maria Lătărețu și cu o piesă care se numește Radu Mami Radule. Foaie verde, bobului, prin pădurea Bradului, trece mama Radului, trece mama Radului, Radu Mami Radule, din ochii negri lacrimând și de Radu întrebând, Radu Mami Radule. N-ați văzut pe Radu Mami? L-am văzut la crâșma stanii, unde-și bea drumeții banii și haiducii gologanii, Radu Mami Radule. Unde-și bea drumeții banii și haiducii gologanii, Radu Mami Radule. Nu, n-am înnebunit și nici n-am băut berea destinată sărbărilor câmpenești. Poate, dacă ați mai auzit această piesă populară, nu v-ați gândit niciodată că Radu Mami ăsta pe care îl căuta maică s-a disperată prin cârciuni este de fapt un haiduc. Și vi-l arăt imediat. Iată, el este într-un tablou semnat de Mișu Pop. Și ca să nu vă induc în eroare, nu Radu Anghel este haiducul nostru de astăzi. Haiducul nostru de astăzi se numește Nicolae Groza, vorbim mai încolo de el. Dar am ales să încep așa pentru că tot Mișu Pop, cel care ne aduce o reprezentare a lui Radu Anghel, ne aduce și figura autorului nostru de astăzi pe care îl vedeți în spatele meu și care se numește Alecu Rousseau. Este un scriitor nou-nouț la povestea de vineri pe care l-am redescoperit sau poate ar trebui să spun descoperit cu mare plăcere, pentru că până astăzi în mintea mea numele lui Alecu Rousseau era legat strict de cântarea României. Acum, dacă sunteți mai tineri, Cântarea României este un poem în proză scris de Alecu Rousseau, iar în perioada comunistă exista un festival cultural, nici nu știu cum să-i spun, era o mizerie în care îi se ridicau osanale lui Ceaușescu, îi se aduceau osanale lui Ceaușescu, îi se pupa mâna de către diversi artiști mai mulți sau mai puțin talentați. Iar în manualele școlare din perioada comunistă, Alecu Rousseau apărea doar cu acest poem, din care erau decupate cu grijă fragmente care să servească ideologiei sistemului și care să ducă discuția în mod inevitabil către cealaltă cântare a României, de care doar ce v-am spus, festivalul. Haideți să vorbim un pic despre Alecu Rousseau, care este un scriitor super wow, cu care sigur ne vom mai întâlni la povestea de vineri. În încercarea de a ajunge mai aproape de niște scriitori cărora contemporanii noștri le fac o mare nedreptate, este și cazul lui Alecu Rousseau, este și cazul lui Ion Ghica, despre care am tot vorbit, scriitori valoroși și, din păcate, insuficient studiați la școală,
Asta ca să folosesc un eufemism, pentru că ar trebui să zic deloc studiați la școală. Dacă alea cu Rousseau, vă spuneam, în perioada comunistă era prezent cu niște fragmentele atent ciugulite din Cântarea României, în perioada actuală numele lui este pomenit undeva, cred, prin clasa a 11-a, când se vorbește despre generația pașoptistă din perspectiva preromantismului. Multă teorie, puține texte studiate. În fine, un aspect foarte interesant care îl diferențiază pe Alain Rousseau de majoritatea scriitorilor este că el este o persoană care se preocupă foarte puțin de ceea ce scrie. Adică scrie lucruri despre lucrurile care îl preocupă, dar este indiferentă soarta acestor scrieri. Pe multe dintre ele nici nu le semnează. Ele ajung la noi prin intermediul unor contemporane ai săi care se îngrijesc de aceste scrieri și aici are o notă mare a Alexandrii. Și nu în ultimul rând ajung până la noi prin intermediul traducerilor, pentru că el scrie mai mult în limba franceză decât în limba română, deoarece își face studiile în Elveția și este foarte fluent în limba franceză. Și ca o curiozitate, deși nu ar trebui să fie o curiozitate, poemul Cântarea României este tradus din franceză de Mihail Cogălnicianu. Deci versiunea originală este în franceză, nu în română. În pofida acestui dezinteres total față de soarta operei sale, totuși preocupările sale culturale se îndreaptă în aceeași direcție cu ale contemporanilor săi. Suntem înainte de Revoluția de la 1848, suntem în perioada premergătoare momentului 1859, momentului Unirii. Și dacă vă aduceți aminte, noi am mai vorbit la povestea de vineri despre eforturile acestei generații de a crea o identitate națională comună, de a crea o cultură comună, de a crea o literatură națională și nu în ultimul rând de a crea o limbă română literară. Așa că îl găsim și pe Alain cu Rousseau implicat în aceste eforturi, fără să se afișeze, adică fără să publice în diverse reviste, fără să țină diverse conferințe. Deci el este cumva opusul lui Alexandrii, pe care îl găsim peste tot, primind premii, împărțind grații și așa mai departe. El este un tip discret, dar în același timp este un pasionat culegător de folclor și dacă vă aduceți aminte, atunci când am vorbit despre Alexandrii, am menționat și numele lui Alain cu Rousseau, pentru că în legătură cu Miorița, Alexandrie e cam indecis, dar pe lângă faptul că la un moment dat spune că a cules această baladă de la un anumit Baciu Udrea, are și varianta că de fapt balada Miorița i-ar fi fost adusă de Alain cu Rousseau. În orice caz, indiferent de sursa baladei Miorița, Alain cu Rousseau este un culegător important de folclor. De asemenea, în ceea ce privește limba, el este un adversar fățiș al latiniștilor. Este prezent la adunarea de la Blaj și este oarecum dezamăgit de ce aude acolo, de limba română pe care o aude acolo, împestrițată de latinisme forțate. Și mai face ceva în acest domeniu al limbii. Am spus deja că el scrie mai mult în franceză decât în română, dar că scrie despre Moldova. Și scriind despre Moldova, are nevoie de niște cuvinte care să transmită niște realități locale. Și iată, un astfel de cuvânt este cuvântul cojoc și el scrie cojoc, adaptând grafia astfel încât cuvântul să fie cât mai apropiat fonetic de original pentru cineva care citește în franceză.
dă o descriere a cojocului. În final, sunt o serie de cuvinte pe care el le folosește cu sinceritate în acest mod, printre care și unul care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume cuvântul covrij. Covrigi, deci. Dar ca să nu rămânem cu ideea că a scris numai în franceză, trebuie să spun că a scris și în limba română și probabil titlul cel mai important, din care promit că vom citi la povestea de vineri la un moment dat, este Studia Moldoveană, adică studiu moldovenesc. Spuneam mai devreme că el nu este un personaj foarte public, că nu îl vedem prea des în luminile rampei. Și cu toate astea, în 1846, scrie o piesă care se numește Jignicerul Vadră și, așa cum ne povestește Alexandrii, în această piesă un țăran cânta următoarele două versuri. Din Focșan la Dorohoi, țara e plină de ciocoi. Și în continuare, Alexandrii insistă asupra faptului că, deși exista o lege, voința Domnului este mai presus de lege. Și iată că se emite un, așa zis, luminat office gospod în 26 februarie 1846, în care Alecu Rousseau este condamnat la exil la mănăstirea Soveja. Și iată cum sună acest document, așa cum ni-l aduce Alexandrii. Încredințându-ne că Alecu Rousseau a urmat prin ale sale îndemnări de a se pune în tulburare liniștea obștii, îndemnând mai ales și pe actorii Teatrului Național la rostiri scandaloase pe scena teatrului, noi am hotărât a se închide pe această față spre înfrânare în mănăstirea Sovejei. Deci poruncim ispravnicului de Focșan, ca îndată ce numitul va sosi acolo, să-l întovărășească însuși cu paza cuvincioasă până la locul însemnat, unde, încredințându-se egumenului mănăstirii, să puie la cale de a se ține cu cea mai apropiată priveghere pe post și rugăciuni în toată vremea cât se va afla acolo. Se va regula totodată ca numitul A. Rousseau nu numai să fie cu desăvârșire oprit de a ieși din cuprinsul mănăstirii, dar și de a corespondui sau de a se întâlni cu nimeni. Iar dacă se va așeza aceasta prin înțelegere cu egumenul, apoi se vor rândui doi vrednici și deștepți slujitori spre pază, poruncindu-le sub aspră răspundere de a fi cu neadorbită priveghere, etc. Iar Alexandrina povestește în continuare și vreau să vă citesc o bucată din această scrisoare, cum că găsește la Iași, întorcându-se de la București, o scrisoare din partea lui Alecu Rousseau. Și spun Alexandria va da o idee exactă de caracterul său nepăsător și de spiritul cu care el trata împrejurările cele mai critice. Deci iată ce îi scrie Alecu Rousseau lui Alexandrii. Iubite, nu-mi rămâne decât timpul necesar ca să-ți vestesc că guvernul și-a pus în gând să facă din mine un om important și demn de exil. I s-a năzărit guvernului, precum se năzare cailor cu nărav, și dar el a găsit de cuvință a mă aresta și a mă condamna ca să capăt simțiri religioase în fundul unei mănăstiri. O, guvern părintesc, el nu are alt vis decât fericirea noastră, nu are alt cel decât a ne face demn de împărăția cerului. Iată pentru ce el ne înfundă așa de ades în sânul sihăstriilor. Peste un ceas plec cu nepusă masă, cum zic românii, și întreprind un voiaj gratis, mulțumită îngrijirii guvernului. Așadar, iubite, tu nu mă vei găsi la întoarcerea ta, lungit pe divanul tău și dându-mi un aer de pașă. Când te vei revedea cu plăcere sub cerul patriei și sub tavanul apartamentului tău, vei simți un mare deșert în suflet, căci amicul tău Rousseau îți va lipsi. Ah, această idee m-ar face să vărs lacrimea mare, dacă nu mi-ar plăcea mai bine să râd în fața prigonirii. Mânghie-te, frate, căci toți cei ce poartă numele de Rousseau sunt destinați
a fi persecutați. Omonimul meu, Jean-Jacques, a pătimit multe în viața lui. Ce asemănare mângulitoare pentru mine! Lucrurile mele sunt în Boccea. Căruța de poștă mă așteaptă în curtea ministerului din lăuntru, de unde am să plec. Aga fumează ciubucul său de iasomie și mă îndeamnă să mântui această scrisoare în vreme ce fratele tău îmi cântă din vioară aria franceză Partant pour la Syrie. Alea iacta est, a zis Cezar când a trecut Rubiconul. Eu am să trec Bahluiul. Acum că am făcut cunoștință cu autorul nostru de astăzi, cu Alecu Russo, haideți să vedem cine este și haiducul de astăzi, dacă lucrurile merg așa cum cred în acest moment, penultimul din seria de haiduci de la Povestea de Vineri. Vă voi citi un fragment din această carte pe care v-am mai arătat-o, Haiduci și Tâlharea lui Daniel Diaconu, și vom vedea dacă ce aflăm de la Daniel Diaconu corespunde cu ce aflăm în povestea de astăzi de la Alecu Russo. Nicolae Groza era dintr-un sat din județul Vâlcea, fiu de birnic și, în ciuda dorinței arzătoare, nu are o participare prea însemnată în revoluția lui Tudor. După moartea lui Tudor, doar Gheorghe Căjaliul în Vâlcea, Vasile Haiducul, cel scos din ochnele mari chiar de Vladimirescu, și Ghiță Haiducul în Gor și Mehedinți mai rezistau, dar superioritatea numerică a turcilor are sorți de izbândă și Grosea fuge la București pentru a-i se pierde urma în mulțimea de târgoveți. Grosea devine cârciumar de Mahala și într-una din zile cunoaște pe Ioniță Tunsul, haiducul nostru de data trecută, fiu de diacon, originar din județul Olt, paracliser la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, cu speranța de a deveni și el diacon. A fost doar martor al faptelor domnului din Vladimir și al pandurilor săi, dar le-a înțeles scopul și nevoia. Li s-a alăturat și Dumitru Lungu din județul Mehedinți și hotără să lase cârciuma și biserica și să aleagă codrul. Fac mai multe prădări, cea mai cunoscută fiind cea asupra logofătului Manolache la curtea sa din București. 9 haiduci s-au prezentat ca urători de anul nou, jefuindu-l pe boier în strigăte de aho aho, de zurgălăi și de buhai. Arestat la Focșani, Grozea scapă de arestul din Iași, simulând boala. Este prins din nou în 1832, când faima sa deja depășise granițele țării românești. Este judecat și trimis la Ocnă. Despre proces a scris în ziarele vremii, chiar și în unele străine. Pornind de la aceste informații, la care se vor adăuga și cele pe care le vom afla din lectura de astăzi, vom putea să facem un gen de portret robot al haiducului Nicolae Groza, care va veni să completeze seria de figuri de haiduci despre care am citit până acum. Deci haideți să ne uităm cum este creionat acest haiduc, și să fim un pic atenți la tenta, să-i zic eufemistic, naționalistă pe care o ia pe alocuri discursul. Să ne uităm la modul în care arăta un proces și să vedem ce ne aduce nou acest text față de ce știm până acum. Bineînțeles, în bunul stil al lui Alecu Russo și al dezinteresului față de opera sa, această scriere pe care o vom citi imediat este atribuită lui Alecu Russo. Groază, ultimul haiduc român. Hoția se părea că a părăsit Valahia și Moldova, adăpostindu-se numai doar în munții Bosniei și Albaniei, pământul său de predilecțiune. De 10 ani, tribunalele române n-au avut a judeca decât pe niște tâlhari și ucigași de a doua mână. Tipul de haiduc, tinzând a dispare de la tratatul de Adrianopol încoace, a reînviat însă în persoana lui Nicolae Groază, în care s-au renăscut cârjalii și jienii de altă dată, cei mai feroci dintre teribilii muntenei Oltului. Aspectul animat al sălii de audiență arată că drama judiciară ce are să se joace excită cel mai viu interes. O mulțime de burghezi și de militari se îndeasă în dezordine, iar la locuri rezervate strălucesc câteva frumoase doamne, nobile jumătăți ale boierilor. Toate privirile se îndreptează asupra băncii martorilor. Acolo se vede mai întâi o săracă bătrână octogenară, a cărei atitudine denotă o adâncă durere. Catrința, șorțul, celelalte particularități ale costumului indică o femeie de la munte.
Ea poartă alinate la gât 7 mici medalionuri cu icoane de sfinți și sfinte. Lângă dânsa așa de o femeie tânără și frumoasă, care atrage asupra atențiunea publicului. Cu un prunc în brațe, cu ochii lăsați în jos, iar numai din când în când aruncă câte o căutătură plină de lacrimi asupra copilașului ce îi zâmbește. Portul său este de asemenea de la munte. O catrință scurtă și de culoare închisă, o cămașă cu altiță albă ca zăpada, un colan roșu strângând o talie zveltă, o salbă de mărgean pe gât, iar la cap, în loc de acele capricioase cosițe ce ondulează pe umerii fetelor, figurează grava năframă a nevestelor, albă și împodobită, cu capetele lăsate pe spate. Lângă aceste două femei stă un băiat ca de 17 ani, purtând largi țari arnăuțești, un turban pe cap, o sabie turcească la coapsă, două pistoale în brâu și sprijinindu-se cu mândrie pe vârful puștii. Aceste trei persoane sunt toată familia lui Nicolae Groază. Bătrâna este maică sa. Băiatul e fiul său din prima căsătorie. Femeia cea tânără este a treia nevastă a haiducului, mama pruncului pe care îl ține în brațe. Ședința se deschide. Tribunalul se compune dintr-un președinte, doi judecători, un procuror și un grefier. Procurorul, al cărui funcțiune nu diferă într-un nimic de a Ministerului Public din Franța, este domnul Constantin Brăiloiu. Astfel compus, tribunalul judecă fără asistența juraților, fiind totuși în drept de a micșora pedepsa în considerațiunea circumstanțelor atenuante. În celelalte, procedura este aproape identică cu aceea prescrisă de codul francez, nefiind, în cea mai mare parte, decât o simplă copie. Pe masa tribunalului stă o cruce de ivoriu. Doi dorobanți se introduc în sală pe Nicolae Groază. Este un om ca de 50 de ani. Înalt, capul argintit de cărunțeală, barba și mustața negre ca pana corbului, ochii mari exprimă o nuanță de ferocitate, oacheș, nas de șoim, frunte înaltă, mai pe scurt toate trăsăturile denunță un amestec de noblețe, vitejie și cruzime. Frumusețea formelor sale, deși ascunsă sub lărgimea hainelor, amintește pe un antic gladiator. El aruncă asupra judecătorilor și publicului o căutătură ca și când ar voi să poruncească. Grefierul se scoală și dă citire următorului act de acuzațiune. Nicolae Simpetru, poreclit Groază, născut în vechiul Banat al Craiovei, actualmente Mica Valahie, în vârstă de 52 de ani, fiul al Mariei Tudoreasca și al lui Petru Simpetru, care le fusese capitan la Principele Ipsilante și a fost ucis în lupta de la Târgoviște. După o viață furtunoasă în mijlocul bătăliilor și hoțiilor, fiind acuzat la 1828 de asasinat comis asupra tinerei sale neveste, Groază a fost osândit pe 10 ani la Ocna. În martie 1830 s-a întâmplat că un subofițer rus, numit Mostenikov, voind să viziteze salinele Valahiei, s-a pogorât în galeria unde Groază era singur, căci buna purtare de până atunci îi procurase din partea administrației această favoare de a nu lucra la un loc cu ceilalți osândiți. Pe când subofițerul examina cu atențiune niște cristalizațiuni, Groază a profitat de acest moment pentru a-l izbi în cap cu un bloc de sare, l-a trântit jos, i-a umplut gura cu sare pentru ca să nu poată striga, l-a despuiat cu repeziciune de uniformă, s-a îmbrăcat în trânsa și astfel travestit reușește a ieși din salină și dispăru fără a fi recunoscut. Abia seara, guarzii găsiră scăldat în sânge pe subofițerul Mostenikov, care l-a povestit toate amănuntele evaziunii lui Groază. S-a cercetat pretutindeni, dar nu i s-a dat de urmă. Au trecut după aceea 5 ani fără să se auză ceva despre Groază. La 1835, în luna lui septembrie, pe drumul cel mare de la Pitești spre Craiova, un evreu din Iași, Abraham, a fost atacat spre ziua în amează de către 5 hoți, care l-au legat pe el și pe surugiu, au luat de la dânsul 40.000 de lei, parte în monedă sunătoare, parte în bancnote rusești, și apoi, lăsându-i pe amândoi legați, s-au depărtat în direcția Târgoviștei. Peste două zile, un om îmbrăcat în scumpul costum de magnat unguresc se prezintă la mănăstirea Curtea de Argeș și scomptează acolo de la călugări, pe galbeni austrieci, 20.000 de ruble în bancnote rusești. Bogatul călător, după cum s-a aflat mai târziu,
nu era altul decât groază. Într-adevăr, un țigan numit Chitră, oarecând spion în banda faimosului Cârjaliu, devenind acum clopotar al mănăstirii, recunoscu un pretinsul senior maghiar pe groază, altădată unul din cei mai vitești tovarăși ai lui Cârjaliu. Dar hoțul îi aruncă o astfel de căutătură, încât bietul țigan se simți mut. La ieșire din mănăstire, groază i-a dat întreagăt un pumn de galbeni, zicându-i: trage clopotele pentru sufletul răposatului nostru capitan și pentru sănătatea mea. Numai după câteva zile, țiganul a îndrăznit să-l denunțe starețului. Administrațiunea s-a pus să caute pe hoți, dar toate fură în deșert. Atâta numai s-a putut constata, prin numerele bagnotelor primite în schimb de către călugări, cum că ele sunt tocmai cele sustrase de la evreul Abraham. Nu mai era îndoială că groaza a început vechea meserie de hoț. Din acest moment, 38 de crime de această natură s-au urmat una după alta pe diferitele drumuri din Oltenia. Aici grefierul citește amănuntele tuturor acelor hoții, numind persoanele despuiate, descrind mijloacele stereotipe întrebuințate pentru a le prinde și adăugând că totalul sumelor predate a fost de 600.000 de lei. Urmăm înainte cu actul de acuzațiune. S-a observat că niciodată n-a comis omor, ci numai bătăi sau răniri. Cele mai multe din victimele lui Groază recunosc ele însele că capitanul bandei exercita toată autoritatea asupra hoților pentru a nu-i lăsa să maltrateze pe cei despuiați. Poliția și puterea armată n-au fost în stare de a-l prinde, căci țăranii, căpătând totdeauna generoase daruri de la Groază, nu numai că nu-l denunțau, dar încă îi serveau drept spioni, prevenindu-l despre primejdiile ce-l amenință sau înștiințându-l despre ocaziunile cele favorabile de a face o bună pradă. Și apoi, țăranii români în genere sunt dispuși a considera pe haiduci ca pe apărătorilor firești contra apăstării. Sătul de a hoții numai în România, Groază într-o zi, cu o ceată de 30 de tovarăși, trecu Dunărea, atacând pe teritoriul bulgar casa lui Soliman Cara, agă turcesc de la Caraman. Pe lângă acesta, servea ca un fel de arnăut fiul lui Groază, Ion Simpetru. În lupta ce se încinse între turci și români, mai mulți au fost uciși, aga furănit, locuința-i dată flăcărilor, lada cu bani căzu în mâinile hoților, precum și toate femeile din harem. După acest act de violență, Groază s-a întors în România. Una din cadânele răpite de la aga din Caraman, o tânără bulgară, Maria Hagiu, îi plăcu până la nebunie. Intrând în târgul Brâncoveni, Groază sili pe preotul Pavel să-l cunune cu Maria. După aceea se retrase cu toată prada și cu fiul său în munții Olteniei, își schimbă numele și se decise a petrece restul vieții în liniște la locul nașterii sale, unde mai trăia încă bătrâna sa mamă. Pe la începutul lui martie 1838, Groaza apare dinaintea mamei sale, pe care nu o văzuse de 10 ani de când fusese trimis la Ocnă. Intrând, el îi zice cu un aer sinistru: mamă, recunoști tu pe fiul tău Nicolae, singurul tău copil? Dar pe când sărmana voia să-l îmbrățișeze cu efuziune, el făcu un pas îndărât și aruncându-i cuțitul scăldat în sânge ce nu se închegase încă, îi strigă: nu te apropia, mamă! Afurisește-mă! Eu am ucis pe fiul meu, pe singurul meu copil! Du-te de-l înmormântează! Îl vei găsi în peștera ursului! Și zicând acestea, a dispărut. Speriată, biata bătrână alergă la pârcălap și spuse cele întâmplate. Mai mulți oameni au plecat îndată la locul numit peștera ursului și după ce luară toate precauțiunile dictate de superstiție, căci se zice că dracul locuiește acolo, au intrat în grotă. Înaintând puțin, ei auziră de departe gemete, zărind apoi la lumina faclelor o mare lespede ce astupa gaura. O dădeară jos și văzură în fundul peșterii o frumoasă femeie, plângând lângă corpul unui tânăr muribund. Erau Maria Hagiu,
nevasta lui Groază, și Ion Sinpetru, fiul haiducului. Rănitul a fost dus și dat pe seama unui medic. Rana era gravă, dar nu mortală. Fierul străpunsese ca o frigare corpul băiatului, fără însă a atinge cordul și plămânii. Făcându-se interogatoriul Mariei Hagiu, ea a mărturisit că pe când se afla încă în haremul lui Soliman Aga, se iubea cu fiul lui Groază, atunci ostași în garda arnăuțească. Turcul, bănduind între dânsi o înțelegere, a bătut pe băiat. Pentru a răzbuna pe fiul său, Groază veni să prade casa lui Soliman. Căzând în mâinile haiducului, Maria nu putea să-i spună nimic despre legătura de mai înainte cu fiul lui. Deprinsă ca toate femeile turce a se supună orbește stăpânului, ea deveni nevasta lui Groază și de atunci, deși tot iubea pe fostul său amant și era iubită de dânsul, totuși protesta de a nu fi întrerupt cu el orice relațiune. Amorul însă n-a scăpat de pătrunzătorul ochi al lui Groază. El se făcu posomorât și tăcut. Într-o zi, Maria și Ion ședeau unul lângă altul, vorbind despre timpii trecuți, ce le aduceau aminte furișile lor întâlniri în casa lui Soliman, când iată, intră Groază, cu ochii scânteind de furie. Fiul său se scoală. Fără a zice un cuvânt, haiducul scoate cuțitul și îl înfige în pieptul băiatului, care cade. Peste două zile după această catastrofă, un oarecine se prezintă înaintea colonelului Solomon, capul miliției din Oltenia. Era Groază. Intrând, el aruncă jos armele și zice: Solomone, tu ești cel mai viteaz dintre români. Ție am venit să mă dau prins. Sunt Groază. Colonelul îl privește uimit. Atunci haiducul adaugă cu vigoare: Nu mă cunoști oare? Altădată, adu-ți bine aminte, ne-am luptat amândoi unul lângă altul pentru țară, sub steagul domnului Tudor. Astăzi eu sunt hoț, ucigaș, omorător chiar al fiului meu. Ia-mă, dă-mă pe mâna dreptății omenești. Dreptatea cealaltă o va face Dumnezeu. Închis întâi în temnița de la Craiova, Groază s-a adus acum la București, acuzat de tentativă de asasinat asupra subofițerului rus Mostenikov, de evaziune din Ocnă, de cele 38 de hoții enumerate mai sus și comise toate peste Olt, de atacul de asasinat, incendii și rapt asupra casei lui Aga Soliman Pașa din Caraman, pe teritoriul majestății sale suveranul nostru și, în fine, de proaspăta încercare de omor asupra propriului său fiu. Aici se încheie actul de acuzațiune. În intervalul lecturii, Groază conserva o atitudine plină ca de mândrie. O scânteie străluci în ochii haiducului când grefierul citi cuvintele prin care Groază amintea colonelului Solomon că s-au luptat amândoi unul lângă altul pentru țară, sub steagul domnului Tudor. Se începe acum următorul interogator. Președintele. Vârsta și numele dumitale. Groază. Nicolae Sinpetru, 52 de ani. Președintele. Meseria dumitale. Groază. Ostaș fără stăpân care ascultă numai de glasul țării. Președintele, locuința dumitale. Groază. Pretutindeni unde se găsește un petec de pământ românesc. Președintele, ești învinovățit că te-ai fost încercat de a omorâ pe subofițerul rus Mostenikov. Groază. Nu, n-am voie să-l omor. Dacă aș fi poftit moartea lui, nu era greu unui șoim de a sfâșia o vrabie. Am voit numai să fac pe muscal să guste sarea românească, pentru ca să se dezvețe odată aceste lăcuste de a se tot încuiba pe pământul nostru. Președintele. Și totuși te-ai folosit de această faptă ca să fugi din Ocnă. Groază. Apoi de. E proastă acea pasăre care poate să zboare din colivie și nu se duce. Președintele. Ce ai făcut după fuga dumitale din Ocnă? Groază. Am umblat cu fruntea sus pe pământul românesc, pe când voi făceați temerele la muscali și le mulțumeați că petrec cu nevestele și cu fetele voastre. Ei vă descuiau pe voi, eu îi descuiam pe dânsii, fiecare făcea ce știa. Președintele. Ai jefuit pe evreul Abraham? Groază. A, era un jidan.
Din tâi aveam poftă de a-l trimite pe cea lume, dar apoi îmi luai seama că tot al dracului o să fie. Și am lăsat să-și ia dracul fără ajutorul meu. Președintele. Nu te găduiești celelalte hoții de care ești învinovățit? Groază. Negreșit că nu. Precum este adevărat că soarele încălzește pământul, tot așa e de adevărat că m-am îmbogățit și eu din pradă. Ceea ce s-a citit de logofătul este foarte drept. Președintele. Unde sunt tovarășii dumitale? Groază. Unii pe pământ, alții în iad, o seamă poate în rai, dacă se vor fi popit înainte de moarte. Președintele. Pentru folosul dumitale, dă pe față dinaintea dreptății numele lor. Groază. Nu se poate. Voi ziceți că sunt hoți. Va fi, dar meseria de trădător n-am învățat-o. Președintele. De ce ai silit pe femeia Maria Hagiu ca să-ți fie nevastă? Groază. Niciodată n-am silit-o. I-am spus curat românește. Vrei să fie a mea? Și ea s-a aruncat în brațele mele. M-am dus la popă cu galbeni într-o mână și cu cuțitul în cealaltă. I-am zis, alegeți una din două, aur sau fier. El și-a ales aurul și n-a cumunat. Președintele, de ce te-ai încercat a ucide pe fiul dumitale? Groază. Da, aceasta e o nelegiuire, o adevărată nelegiuire. Eu nu știam că acești doi copii se iubesc de mult. Dacă ei mi-ar fi spus-o înainte de cununia mea, eu n-aș fi astăzi dinaintea voastră. Dar așa a fost, se vede, voia lui Dumnezeu. Eu credeam că pedepsesc-o fără de lege și căzui fără de lege eu însumi. Nu mai vorbiți de aceasta. Osândiți-mă. Nu mai vorbiți. Președintele, către mama lui Groază. Dumneata, ce ai de zis, nevastă Simpetru? Bătrâna, să-mi dați înapoi pe fiul meu, atâta tot. El a fost totdeauna așa de bun fiu și așa de bun român. Dați-mi-l înapoi și Dumnezeu o să vă răsplătească. Președintele, către nevasta lui Groază. Femeie, Maria Hagiu, spune dacă este adevărat că Groază te-a silit la căsătorie. Maria Hagiu, nu, eu l-am luat fără să știu ce fac. Îmi era stăpân și am fost deprins a mă supune stăpânului. L-am iubit ca pe un tată și am fost cu credință. Acest copilaș pe care îl vedeți în brațele mele este al lui Groază. Dragostea mea a fost pentru Ion, dar voi rămâne întotdeauna credincioasă lui Nicolae. Ion, aruncându-se în brațele lui Groază și plângând. Tată, iartă-mă dacă am îndrăznit a iubi pe Maria. O să mă duc în lume și tu vei fi fericit. Groază, zâmbind cu tristețe. Iubește-o, Ioane. Președintele, Ion Simpetru, răspunde cum de s-a întâmplat că ai fost rănit de tatăl dumitale. Ion Simpetru. Tata n-a voie să mă lovească. Eu singur m-am aruncat asupra cuțitului. Terminându-se acest interogatoriu, procurorul ia cuvântul, cerând condamnarea acuzatului. Pe când el vorbește, nevasta și fiul lui Groază se neacă în lacrimi. Bătrâna e dusă pe gânduri ca și când n-ar auzi nimic. Haiducul stă liniștit și mândru. Junele Vacaholo, avocatul lui Groază, aduce aminte acea parte frumoasă din viața acuzatului, când el combătea pentru libertatea țării. Cârjaliu, Farmachi și alți căpitani vestiți din 1821 fuseseră și ei haiduci. Pe atunci civilizațiunea, zice avocatul, nu pătrunsese încă în țară. Să nu se uite, afară de aceasta, că prima crimă a lui Groază, omorul nevestei sale din a doua căsătorie, s-a justificat la 1828 printr-o anchetă, constatându-se atunci că el o prinsese un flagrant delict de adulteriu cu un ofițer rus, ce era la dânsul un gazdă. Terminând, avocatul invocă clemența judecătorilor pentru acest om într-adevăr culpabil, dar plin de rare calități și care făcuse servicii țării. Președintele întreabă pe Groază dacă are ceva de adăugat. Nu, răspunse haiducul. Voiesc numai să mulțumesc apărătorului meu că a dat la lumină ceea ce se atinge de omorul nevestei mele, arătând că nu este vina mea. Grefierul sună clopoțelul. Publicul se retrage. După 2 ore de deliberare, ședința se redeschide și grefierul citește sentința, care declară culpabilitatea lui Nicolae Simpetru asupra tuturor punctelor de acuzațiune, dar
în vederea unor circumstanțe atenuante, îl condamnă numai la ochnă pe viață. Groaza ascultă fără emoțiune această sentință și întreabă pe avocatul său dacă condamnarea rupe legătura sa de căsătorie. Primind un răspuns negativ, el zice: atunci o voi rupe eu însumi, căci voiesc ca acești doi copii să fie fericiți când mai sunt încă tineri. Înainte de a ieși din sală, Groază strânge la piept pe mama sa, cel binecuvântează, pe nevastă sa, pe Ion și pe copilașul cel mic. Citirea sentinței și ultima scenă produce o profundă impresiune asupra poporului, care nu se poate stăpâni de a nu simpatiza pe acest tip cavaleresc de haiduc. Când Groază fură condus în temniță, administrațiunea se pregătea a lua precauțiuni pentru ca să nu poată fugi. Oare credeți voi că aș vrea să scap? Zise el. Nu, nu, fiți liniștiți. Vă jur că de aici nu-i voi mai ieși. Peste câteva minute, văzându-se singur, își izbi capul cu atâta putere de fiarele ferestrei, încât i-au țâșnit creierii. Transportat la spital, muri. Sper că v-a plăcut inclusiv această parte de telenovelă de la sfârșit. Și înainte de a despărți, vreau să vă mai spun un singur lucru despre acest text. Probabil că ați observat că numele, să spunem, de familie a lui Groază este Sin Petru. Nu este vorba de Sfânt Petru, de Sfântul Petru, ci de o particulă veche care înseamnă fiul lui. Deci Nicolae Sin Petru înseamnă Nicolae fiul lui Petru. Și dacă v-a plăcut, votați cu povestea de vineri, dând like și subscribe. Pa! Pe data viitoare!